E, eu nu am fost impresionat de tot ce am văzut în fabrică, faptul că totuși sunt două modele noi care se lansează în România, cred că după mult timp. Nu mai mi-aduc aminte, s-au lăsat două modele de autoturisme noi și perspectiva unei investiții de încă 500 de milioane de euro, iar anul viitor aceste două modele noi vor fi și electrice. Deci încadrate în Green Deal-ul european, după Turcia, este singura fabrică care produce pentru, în special pentru Europa. Am și avut drive test cu ambele autoturisme, dar am făcut și cu Ford Puma. Impresionant. Era manuală pe timpul meu. Cum mi s-a părut? Și extraordinară. Și mi-am dat seama și de ce sunt așa de bine vândute. Ce înseamnă industria auto pentru pentru, pentru orice țară, înseamnă imens. Vorbim totuși motorul Europei Germania, taxată. Deci sunt două puncte de referință, Reva și Mioveniu, și sperăm, oricum, toată industria verticală s-a dezvoltat foarte mult și pe orizontală și domnule, vor veni noi investiții. În momentul în care trecem pe electrice, o să căutăm investiții în bateriile electrice. Înțelegeți, deci, lucrurile se trag întotdeauna în industrie, una după alta. Înțelegeți, iar sunteți acasă la doamna Lia Olguța Vasilescu, vreți să înghețați cheltuielile. Stați așa, hai să ne ordonăm. Deci, cheltuielile publice mai întâi. Pentru că este doamna Olguța Vasilescu, da. Și una, înțeleg, cu adevărat, ne și sfătuim, este și normal. Deci, procedurile sunt clare. Ministerul Muncii are un contract cu Banca Mondială convenit de către comisie, vin anumite rapoarte, noi spunem cum dorim noi și cum se adaptează României, se refac rapoartele. Cu adevărat, în ceea ce privește legea pensiilor, am intrat într-o procedură mai alertă. Pentru că nu e prima oară când anunț, aș dori să decuplăm. Ea este în cererea de plată numărul 4, deci nu era o prioritate în acest moment, dar eu aș vrea să fie pusă în aplicare încă de anul viitor. Doamna primar știe foarte bine că chiar dacă noi avem gata legea pe 1 ianuarie și este promulgată, ea nu poate fi aplicată pentru că e un întreg sistem de pus în aplicare. Deja se fac niște simulări pe softuri în minister. Am intrat și vă spun fără nicio reținere. Am intrat într-o dinamică și eu cred că avem capacitatea ca un guvern al României să fie eficient. Nu am ascuns nimic nimănui, nici presei. E normal că am trimis un draft la comisie. Este normal că comisia să ne dea feedback-ul. Facem de aici. O să începem din nou negocierile. Cred că săptămâna aceasta o să ajung și eu pe la Bruxelles și o să am o discuție și la comisie. Așa funcționează lucrurile. Nu e niciun secret. Chiar mă bucur că reușim totuși să decuplăm din legea salarizării, legea pensiilor și reforma fiscală. Domnule, care n-a fost trecută nici de PSD, nici de Ciolacu. Știți foarte bine că acel PNRR a fost ținut la secret. L-am aflat mai în detaliu acum de când sunt premier. Cu adevărat, cerințele la un prim-ministru social-democrat de la Ciuma Roșie sunt urgente și rapide. Chiar după o lună sau două. Nu mă deranjează. Vom face față. Aș reveni la situația din Israel, domnule premier. Situația românilor din Hoșia, Gaza și... Situația la toți. Sunt aproape 3.000 de cetățeni. Ce se întâmplă acolo? Ce informații aveți? Și la fel de bine ca și mine. Continuă negocierile. Sunt ostatice ca și prioritate. Sunt mutați foarte mulți în sud și acolo s-a făcut totuși un coridor care nu este atacat de niciuna dintre forțe. Știți foarte bine, ca și mine, nu trebuie să vă detaliez, pentru că înțelegem cu toții ceea ce se întâmplă, că nu există un interes din partea unei organizații teroriste, Hamas, să elibereze acești oameni și folosesc drept scut uman. Lucrurile, dar până avem în continuare un contact și cu autoritățile israeliene și nu numai, la nivelul Ministerului
de externe și continuăm aceste discuții. Sunt 230 de solicitări de a ieși. Momentan nu a ieșit nimeni. Avem și un cetățean răpit de către cei de la Hamas, cu dublă cetățenie, este și român. Ce vom face cu acesta? Cel răpit? La fel ce facem cu toți ostaticii răpiți. România. Și americani, și germani, și francezi. Negociem cu teroriștii? România negociem. Este o celulă? Este... Nu există așa ceva. Ar fi o crimă și o expunere, în primul rând, a românilor. O întrebare ce privește liberul, dreptul la exprimare al jurnaliștilor români. Clubul de presă a făcut astăzi o solicitare către guvernul României prin care solicită intervenția asupra... Nu vreau ca... Guvernul României nu are dreptul să intervină în această zonă. Există parlament, există autorizat. Doamne ferește, ce intervenția mea? Nu știu cum funcționează și cine, și exclud orice intervenție din partea Guvernului României. Nu are ce căuta Guvernul României în această zonă. Ați pregătit o ordonanță prin care înghețați cheltuielile până la finalul acestui an? Profit că aveți pe doamna primar. Nu le îngheț. Și nu ne îngheață nici doamna. Cheltuielile sunt cheltuieli. Și avem o continuare. Le ordonăm. Încercăm să avem o Românie mai ordonată. Ați discutat cu cei de la UDMR și cu cei din teritoriu legat de aceste măsuri, pentru că știm că nu prea erau de acord. În acest moment sunt în transparență și urmează să discutăm la AMR, la UNCJR, urmă cu grupurile parlamentare. Și este practic. Și cu salariile profesorilor ce se va întâmpla? Foarte bine. Că știm că ați negociat. Se reduce din cheltuielile pentru festivalul, pentru concerte, în continuare. Zilele comunelor sunt concerte din banii... Doamnă, din sursele proprii, primarii au tot dreptul să facă ce cred și de cuvință împreună cu cei care i-au ales. Nu trebuie să decidă vreun guvern al României, să-i spune doamnei Olguța Vasilescu ce să facă cu banii colectați din Craiova. Vrem, eu chiar îmi doresc o Românie normală, am așteptat-o, dar nu am prins-o încă. Haideți să lăsăm lucrurile să fie într-o descentralizare. Nu are treabă Guvernul României cu YouTube-ul, cu interdicții. Nu știu de unde a ieșit, o să îmi permit să-l deranjez eu pe maestru Cristoiu. Nu, sunt instituții, este... Doamnă, eu nu împuș cu oameni. Păi, dacă vreți să dau afară pe toți colaboratorii mei pentru o opinie, o să rămân singur în Palatul Victoria. Dimpotrivă, asta am făcut. I-am rugat pe toți să spună ce... E dreptul fiecărui om. Ce vreți să... Mergem la Hamas? Fiecare avem dreptul să și greșim. Ne cerem scuze. Așa funcționează o societate. Este cazul ca Victor Ponta să-și ceară scuze pentru afirmațiile făcute la adresa lui jurnalist? Întrebați-l pe domnul Victor Ponta. Eu v-am dat... Nu are nicio legătură cu activitatea guvernamentală. Domnule premier, această ordonanță... Care dintre ele? Ordonanța care este lucrată la Ministerul Finanțelor, cheltuielile. Toate sunt. Nu le reașez, le ordonez. Le ordonați. Vreți să economisiți 8 miliarde de lei. Cum veți nu face economisesc concret? 8 miliarde. Aveți ordonanța, e în transparență, ați văzut. De ce este nevoie? Pentru că, este, deja aveți pentru că în de ultimile taxe. Luni, întotdeauna, ca și o experiență, în ultimile luni există un avânt în ceea ce privește cheltuielile nu tocmai necesare. Și atunci am încercat. În primul rând, știți foarte bine că legea nu a fost de asumare din Parlament, nu a fost promulgată. Măsurile în România, ca să ne încadrăm în deficit, trebuiau luate de prin martie-aprilie. Lucruri pe care dumneavoastră îl cunoașteți, la fel de bine ca și mine. Știți la fel de bine ca și mine corespondența cu Comisia Europeană, care ne spunea din februarie, când am avut o creștere destul de substanțială la deficit, că e bine să ne uităm atent. Am o rugăminte. Am intrat într-o normalitate cu Comisia, în discuții. E normal să luăm măsuri. Nu o să luăm măsuri care să strice activitatea nici a Consiliului Județean, nici a primăriilor. Dar România are nevoie. Avem bani de pensie, avem bani de salarii, avem buffer suficient. Vârf de plăți nu mai avem anul acesta. La datoriile făcute, nu de celălalt. Făcute de cei dinainte, care nu știu, repet, n-am văzut pe nimeni venind cu sticla de benzină, dându-și foc când am datorat unul țara cu 200 de miliarde.
de lei. A adus un dezastru. Eu vă spun, avem o economie, după cum ați văzut astăzi, care se dezvoltă, nu sunt probleme. Dar cu adevărat, lăsați-mă să vin să iau niște măsuri, astfel încât să nu aventurez România într-o experiență neplăcută de a avea fondurile europene blocate. Nu am să fac acest lucru, indiferent de cât de mult o să cerce cineva și oricât de mult o să dea cineva cu capul de birou și de supărare că s-au luat nu știu ce. Nu afectează niciun cetățean de rând din România și nu există așa ceva, doamnă. Vă mai spun ce se întâmplă și nimeni n-a explicat până acum, dacă tot vreți să intrăm în detalii. Cu toate că am înțeles că ne mai vedem astăzi. Este sfârșitul exercițiului financiar trecut. E normal ca prioritatea guvernului să fie cofinanțarea pentru proiectele pe exercițiu financiar, fiindcă dacă noi nu terminăm această cofinanțare și nu trimitem plățile până pe 31 decembrie, pierdem miliarde de euro. Mă lasă rece anumite cheltuieli de mobilier din nu știu ce ministere sau nu știu ce primării în acest moment. Pe mine mă interesează, am făcut o socoteală cu Sorin Grindeanu, a primit 800 de milioane și acoperă aproape 1,5 miliarde de euro. La MIPE am vorbit deja și cu domnul Boloș și cu Adrian. Cu Adrian i-ar mai trebui în jur de 1,5 miliarde de lei, unde acoperă cofinanțare pentru 3 miliarde de euro. Acești bani, cu adevărat, îi vom încasa în martie, februarie, martie, aprilie, cred că concomitem cu cererea de plată numărul 3, pe care, apropo, o avem gata. Deci, asta e. Am venit un sfârșit de an cu mai puține venituri, cu o scădere a consumului, cu o scădere industrială pe timpul verii, o prognoză prea optimistă, dar am reușit totuși să aducem inflația la o cifră în 2 luni de zile. Am făcut acest lucru. Avem finalizarea exercițiului financiar trecut, unde e normal că vii cu cofinanțarea, că altfel pierdem banii, și o groază de proiecte pe PNRR, unde trebuie cofinanțarea de la, asta spune ordonanța, ca primăriile, în primul și în primul rând, să vadă pe exercițiul financiar trecut ce cofinanțări trebuie să vină, și pe PNRR, să lăsăm un pic cheltuielile indirecte și directe, care se făceau de obicei. Pixuri, agende, clopoței. Dar ce se întâmplă, de exemplu, cu târgurile de Crăciun? Ce se întâmplă cu ele în această situație? Funcționează. Pot fi finanțate după la fel ca anul trecut? După ce îl închide pe cel din Viena, vă promit că și eu îl închid în România. Salariul minim în construcție. Este necesar, pentru că o populație trăiește. Da? Este necesar. Că altfel s-ar închide și cel de la Viena, și cel de la München, și cel de la Londra. Este necesar pentru un popor să trăiască. Ce garanție aveți? Iar că aceste uitați în lucru, aceste târguri, cu adevărat sunt niște cheltuieli, dar aduc și venituri la companiile. Mai multe venituri. Bineînțeles. Vă rog să ne spuneți ce garanție aveți că aceste măsuri într-adevăr vor aduce bani sau vor păstra bani la buget, pentru că noi am văzut o dată la câteva luni, statul încearcă să facă economii și totuși execuția bugetară arată tot timpul creșteri, 10%, 17%. Creșteri la ce? Creșteri la cheltuielile statului și chiar la cheltuielile funcționarea. Au fost anumite scumpi. Nimeni nu are nicio garanție pentru nimic. Eu vă dau o garanție, o să trecem cu bine și acest moment. Nu, un pic delicat. Salariul minim în construcții și în industria alimentară. Ne mai vedem astăzi.